Cartea lui Daniel, capitolul 9, și vom citi primele 23 de versete. Daniel, capitolul 9, de la 1 la 23, și apoi îl rugăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne deschidă mintea și inima, să înțelegem și să împlinim Scriptura. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Emiț Ondrea, este într-un sonul 3 jos. În anul întâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveroș din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul întâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani peste dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul prorocului Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșător, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi proroci, care au vorbit în numele Tău împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul Dumnezeul nostru este însă îndurarea și iertarea. Împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi proroci, ci tot Israelul a călcat legea Ta și s-a bătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au lovit și toate blestemele și jurămintele scrise în legea lui Moise, robului Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpeteniilor noastre care ne-au cârmuit și a dus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire care a venit asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi. Și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiurile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat de glasul Lui. Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului prin mâna Ta cea puternică, și Ți-ai făcut un nume, așa cum este și astăzi. Noi am păcătuit și am săvârșit nelegiuire. Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ierusalimului, de la muntele Tău cel Sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirii părinților noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocară în fața tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă, dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste sfântul Tău locaș. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă, deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău, căci nu pentru neprihărinirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Pe când vorbeam încă și mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu
Și mi-aduceam cerele înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele Său cel Sfânt. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzusem și mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia minte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Amin. După știința mea, nu cred că sunt copii mai cuminți, mai talentați, mai răbdători, mai frumoși, mai înțelepți și mai drăgălași ca și copiii Bisericii Emanuel. Să-i binecuvinteze Domnul! Nu știu cum ați trăit dumneavoastră momentele în care au cântat copiii și au recitat Psalmul 23. Vă spun că am cântat împreună cu ei și m-am bucurat din toată inima și la terminarea mesajului am să-i rog să mai cânte două cântări. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Mesajul din seara aceasta se intitulează Rugăciunea care deschide cerul. Este rugăciunea lui Daniel din capitolul 9. Este rostită într-o vreme în care se schimba istoria lumii. În anul întâi al lui Dariu s-a schimbat ordinea mondială. S-a prăbușit un mare imperiu. A căzut Babilonul. A fost cucerit de armata medo-persană. O vreme de suferință, o vreme de jale, o vreme de grele încercări. O vreme care ne face să ne uităm la vremea noastră. Frați și surori, se schimbă ordinea mondială. Se înarmează marile puteri ale lumii. Se aud deocamdată în surdină zângănii de arme. Doar Dumnezeu știe ce se va întâmpla mâine. Se cutremură temeliile lumii și se cutremură temeliile pământului. În vremea aceea s-a rugat Daniel. În vremea aceasta suntem chemați noi la rugăciune. În vremea comunistă, când bisericile din blocul comunist treceau prin grele prigoane, cineva i-a trimis o scrisoare fratelui Richard Wurmbrand să se plângă de necazurile lui. Și fratele Richard i-a răspuns în felul următor: într-o cetate a izbucnit ciuma. Și oamenii se îmbolnăveau și mureau pe capete. Și în cetate era un singur medic care alerga din casă în casă, de pe stradă pe stradă, să mai salveze ce se poate. Și în cetate era un om care avea o zgrăbunță pe nas. Și era deosebit de nemulțumit că doctorul nu vine și la el. Și spunea fratele Richard Wurmbrand: așa suntem noi uneori. Când e atâta suferință, ne plângem de lucrurile noastre mici. În vremea aceea s-a rugat Daniel. În vremea de acum, suntem chemați noi la rugăciune. Câteodată rugăciunile noastre sunt preocupate de zgrăbunța noastră mică.
când în vremea de acum nenorocirile care lovesc lumea sunt așa de mari, când numărul celor care pleacă în veșnicie pierduți pentru totdeauna este așa de mare, în vremea când se dă o bătălie cumplită pentru viitorul copiilor, în vremea în care forțe demonice nemaipomenite sunt în spatele unor decizii și când legile educației sunt gata să deschidă ușa pentru lucruri teribile, noi suntem nemulțumiți de zgrăbunța noastră. Mă rog ca Dumnezeu să ne trezească. În vremea în care se schimbau lucrurile în lumea lui Daniel, Daniel a înălțat o rugăciune către Dumnezeu în anul întâi al lui Dariu. Tocmai a căzut Babilonul, tocmai se reorganiza lumea. Și în vremea aceea, Daniel ajunge unul dintre cei trei mari conducători sub domnia împăratului în administrarea noului imperiu. Sunt mari probleme militare, administrative, economice, sociale. Daniel este în slujba de a le coordona. Dar nu ne spune că în anul din tâi al lui Dariu era la birou și avea întâlnire cu ministrul cutare sau cu împăratul cutare și că avea întâlnire cu generalii cutare, ci în vremea în care pe pământ se întâmplau lucruri deosebit de mari, Daniel spune, eu citeam Sfânta Scriptură. În vremea aceea ajunsese cu citirea Bibliei la cartea lui Ieremia. În vremea aceea, Biblia nu era sub forma acestei colecții de cărți, ci era sub formă de suluri. Suluri scrise de mână. A ajuns la sulul cărții lui Ieremia, un sul care avea câteva zeci de metri. V-am spus cu altă ocazie că am primit o donație la Universitatea Emanuel, scris de mână, sulul cărții Torah, cele cinci cărți ale lui Moise. Are o lungime de 60 și ceva de metri. Este scris de mână și este scris într-o caligrafie și într-o rânduială care te uimește. Dar când citești, trebuie să desfășori sulul. În vremea aceea, Daniel citește cartea Ieremia și ajunge la Ieremia 25 și 29 și înțelege planul lui Dumnezeu. Și ca răspuns la faptul că citește ce îi vorbește Dumnezeu, este rugăciunea din capitolul 9. În anul întâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. În timp ce se reorganiza lumea, în timp ce avea responsabilități în administrația imperiului, Daniel înțelege că se mai întâmplă ceva, că se împlinește vremea pentru robie, că Dumnezeu a stabilit ca robia egipteană, ca robia babiloniană să fie doar de 70 de ani și i-a spus lui Ieremia și Ieremia a scris ceea ce Dumnezeu i-a transmis. Și Daniel citește că au fost rânduiți 70 de ani și apoi se termină robia. Suntem în anul 539, spun unii, 537, spun alții, sunt dezbateri cu privire la numerotarea anilor împărățiilor și a împăraților, dar sunt de acord toți comentatorii
că mai era un an, maximum 2 ani de zile, până la împlinirea celor 70 de ani. Când Daniel citește Biblia, înțelege planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu tot universul acesta. Ne spune Isaia, capitolul 40, că Dumnezeu conduce galaxiile. Și Dumnezeu cunoaște toate corpurile cerești din toate galaxiile. Și Isaia ne spune, le cheamă pe nume și niciuna nu lipsește la apel. E un Dumnezeu atât de mare. Ne spune Isaia că Dumnezeu conduce popoarele, națiunile. Istoria fiecărui popor este înscrisă în planul suveran al lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu mare și glorios e preocupat, ne spune Domnul Iisus, de păsările cerului, de crinii câmpului, și apoi se întoarce Domnul spre noi și spune: Tatăl meu este preocupat de voi în cele mai mici detalii. David în Psalmul 8 spune: când privești cerurile, luna și stelele, lucrarea mâinilor tale, mă întreb ce se întreabă. Ce este omul în comparație cu ele ca să-l bagi în seamă? În comparație cu imensitatea universului, ce este omul, ce sunt eu și ce ești tu, ca să te bage Dumnezeu în seamă? David este copleșit de faptul că din imensitatea universului, Dumnezeu își găsește plăcerea să ne viziteze pe noi, să vină la noi, să aibă timp cu noi, să-și găsească plăcerea în acești copilași și să aibă Dumnezeu pentru ei viitor și speranță. Și să aibă pregătiți pentru ei îngeri păzitori. E un Dumnezeu care se ocupă de cele mai mari lucruri și se ocupă de cele mai mici detalii. Și zice, de ce zici tu, Iacove, că soarta mea este ascunsă din mâna Domnului? Pe ce te bizui când faci o asemenea afirmație? Că Dumnezeu este preocupat și de firele de păr de pe capul nostru. Adică nu există detaliu de care Dumnezeu, lui Dumnezeu să nu-i pese. Și când Daniel citește despre ceea ce face Dumnezeu, la nivelul cosmosului și la nivelul istoriei, Daniel descoperă că Dumnezeu are un plan pentru poporul său Israel. Că Dumnezeu este Cel care a stabilit istoria, se împlinește vremea eliberării. Și când citește Biblia, Daniel îi răspunde lui Dumnezeu în rugăciune. Rugăciunea care deschide cerul este rugăciune biblică. Daniel se roagă lui Dumnezeu pe baza Scripturii. Am descoperit ce spune Dumnezeu și mă rog să-și împlinească Dumnezeu planul. Rugăciunea biblică este rugăciunea în care îi aducem lui Dumnezeu planul lui și promisiunile lui și spunem: Doamne, suntem aici și ne dorim din toată inima să împlinești promisiunile acestea. Ai promis că după 70 de ani vei elibera poporul. Doamne, împlinește-ți promisiunea. Ai promis că nu vrei moartea păcătosului, ci vrei mântuirea lui. Doamne, mântuiește-i. Ne-ai promis că ești un Dumnezeu care are îndelungă răbdare. Doamne, întinde-ți îndurarea peste cei care amână pocăința. Ne-ai spus că va fi înălțat Hristos și vei aduce toți oamenii la tine. Și noi spunem: Doamne, adu-i pe toți și începe cu cei din casele noastre. Frați și surori, rugăciunea care deschide cerul este rugăciunea în care îi aducem lui Dumnezeu cuvintele lui din Scriptură în rugăciunea noastră înaintea lui. De ce? Ne identificăm cu planul lui. Ne sunt dragi promisiunile lui. Și din toată inima spunem: Doamne, planul Tău este atât de bun și glorios, promisiunile Tale sunt atât de mari și frumoase, din toată inima Te rugăm, Doamne, împlinește-le. Daniel se roagă și rugăciunea lui este biblică. Nu se roagă cu ideile lui, cu năzuințele lui, cu
preocupările lui. Nu îi aduce lui Dumnezeu gândurile lui, ci îi aduce lui Dumnezeu ceea ce Dumnezeu i-a descoperit în Scriptură. O primă aplicație. De atâtea ori citim un text din Biblie la rugăciune. De exemplu, dacă citim din Psalm, lăudați pe Domnul că este bun și îndurarea Lui ține în veac. Și spunem, fraților, haideți să lăudăm pe Domnul. Și începe câte unul să se roage și numai nu laudă pe Domnul. E preocupat de zgrăbunța lui. Și în loc să spună, Doamne, e vremea să te lăudăm pe tine, e vremea să-ți aducem cuvintele tale înapoi în rugăciune, preocupat de zgrăbunța mea. Și o să zici, da, frate Paul, dar lui Dumnezeu nu-i pasă de zgrăbunța mea. Ba da, numai că nu de acolo începe ordinea lucrărilor lui Dumnezeu. Că începe din descoperirea planului lui Dumnezeu, că începe din ceea ce este frumusețea modului în care Dumnezeu conduce istoria mare a cosmosului, istoria popoarelor, istoria bisericii, istoria familiei, istoria fiecăruia personal și istoria acestor copilași. Știți că atunci când s-a născut Ioan Botezătorul, oamenii din preajmă s-au întrebat, oare ce va fi copilul, ce se va alege de copilul acesta, ce va ajunge? Ne uităm cu drag la copiii aceștia și spunem, Doamne, fă să ajungă mari oameni al lui Dumnezeu. O generație de predicatori din băieții aceștia deosebiți și soții de predicatori din fetele acestea frumoase. Și biserica zice, amin. Ne rugăm să fie o generație de oameni care înalță numele Domnului. Cei mai mari care sunt în sală își dau coate și întreabă ce rugăciune am pentru ei. Domnul să-și împlinească planul cu privire la voi. Amin. Rugăciunea inspirată din Scripturi. Așa se roagă Daniel. Rugăciunea care deschide cerul este o rugăciune biblică și este o rugăciune teocentrică. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea rugăciune stăruitoare. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșător, Tu care ții legământul și ai îndurare pentru cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Daniel începe rugăciunea uitându-se la măreția lui Dumnezeu și uitându-se la caracterul lui Dumnezeu. Când se roagă Daniel, se uită mai întâi la Dumnezeu. Cât e de mare Dumnezeu? Da, e mare împăratul perșilor și amezilor. Da, sunt mari conducătorii armatelor. Da, sunt mari necazurile. Dar mai mare decât toate este Domnul Dumnezeul nostru. De aceea Daniel se uită și rugăciunea lui este teocentrică. Este centrată în persoana lui Dumnezeu, în măreția lui Dumnezeu, în atributele lui Dumnezeu. Dumnezeule mare și înfricoșător, Dumnezeule care ții legământul, ești un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care îți respecti legământul, un Dumnezeu al îndurării, un Dumnezeu care te uiți la cei care împlinesc poruncile Tale, ești un Dumnezeu căruia îi pasă de inima, de viața, de viitorul copiilor Tăi. Este o rugăciune teocentrică. Este o rugăciune pe care o găsim la toți mari oameni lui Dumnezeu. Înainte de a face orice altceva, îl descriu pe Dumnezeul căruia se roagă. O rugăciune teocentrică. Noi suntem înclinați de cele mai multe ori să ne uităm la necazurile noastre. Și ne uităm la greutățile și la suferințele și la nemulțumirile noastre și venim înaintea lui Dumnezeu uitând că mai întâi de toate suntem chemați să ne închinăm și să-L onorăm, să-L cinstim pe Dumnezeul căruia ne rugăm și să îi declarăm dragostea noastră, ascultarea noastră și închinarea noastră în rugăciunea Tatăl nostru. Domnul Iisus ne învață să ne uităm mai întâi la Dumnezeu și spunem, Tatăl nostru care ești, în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Deci mai întâi rugăciunea Tatăl nostru este ancorată în persoana lui Dumnezeu, în lucrările lui Dumnezeu, în sfințenia, în atributele lui Dumnezeu. Așa este rugăciunea lui Daniel.
Doamne Dumnezeule mare și înfricoșător, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Rugăciunea lui Daniel este adusă înaintea lui Dumnezeu în baza legământului. Este legământul lui Dumnezeu cu poporul Israel. Legământ pe care l-a încheiat Dumnezeu când i-a dus în țara făgăduinței și legământul acesta are două mari dimensiuni. Binecuvântări și, care e partea a doua? Blesteme. Dumnezeu a spus, vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. Închei cu voi astăzi legământ. Dacă veți asculta de poruncile mele, dacă veți împlini planul meu, dacă veți trăi în ascultare, acestea sunt toate binecuvântările care vă vor însoți. Le citim în Deuteronom, în rezumatul lor, și sunt absolut copleșitoare. Binecuvântat acasă și binecuvântat în cetate și la câmp. Binecuvântați părinții, binecuvântați copiii, binecuvântați nepoții, binecuvântat locul de muncă, binecuvântată turma și holda, binecuvântată cetatea, binecuvântată toată țara, binecuvântare cu sănătate, binecuvântare cu minte sănătoasă, binecuvântare cu protecție dumnezeiască, binecuvântare după binecuvântare, spune Dumnezeu, toate sunt ale voastre. Dar dacă nu veți asculta, dacă vă veți răzvrăti, dacă vă veți duce după idoli, acestea sunt blestemele care vă vor însoți, blestemele care vor veni după voi și vă vor lovi. Și sunt blesteme înfiorătoare. Unul dintre blesteme este, te va lovi cu nebunie, cu orbirea minții. Te va binecuvânta, te va blestema cu rătăcire. Te va blestema acasă, te va blestema la câmp, în cetate. Îți va blestema Dumnezeu lucrul mâinilor tale. Sunt blesteme înspăimântătoare. Și Dumnezeu spune, vi le pun înainte. Vreți să intrați în legământ? Vreți să intrați în țara făgăduinței și să intrați în acest legământ cu Dumnezeu, în ascultare de El, să primiți toate binecuvântările și avertizarea? Știți ce a răspuns poporul la Sinai? Vom face tot ce ne-a poruncit Domnul și au semnat legământul. Și s-au dus în țara făgăduinței. Și ce au făcut în țara făgăduinței? Ce au făcut? Au călcat legământul. Când s-au văzut în țara binecuvântărilor, i-au întors spatele lui Dumnezeu. Și una dintre pedepse este această deportare, acest exil în Babilon. Scoși din țara lor și împrăștiați în Imperiul Babilonian, în suferințe cumplite pentru 70 de ani, și Ieremia spune, 70 de ani, și apoi Cartea 2 Cronii spune, 70 de ani ca să recupereze toate sabatele care au fost călcate. 70 de ani ca țara să-și primească această răsplată pentru sabatele care au fost călcate. Și Daniel citește în Biblie, se apropie vremea eliberării. Numai că în legământul lui Dumnezeu, eliberarea este condiționată de... De ce este condiționată? De pocăință. Și întoarcerea la legământ. Eliberarea este condiționată de întoarcerea la Dumnezeu și pocăință. Și Daniel se uită că mai e puțină vreme și se uită la popor. Și numai pocăință nu se vede. Și numai dorința de se întoarce la Dumnezeu nu se vede. Se uită la popor și poporul s-a obișnuit cu Babilonul și au început să se deprindă cu modul de viață babilonian. Și nu-și mai aduc aminte de psalmul în care spun, Ierusalime, dacă te voi uita, să-și uite mâna dreaptă de prinderile ei.
Nu mai sunt în faza în care spun cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin. Nu le mai este dor să se întoarcă la Dumnezeu. S-au obișnuit cu Babilonul și cu modul de viață în Babilon. Și Daniel se uită la starea poporului și înțelege că singura posibilitate de împlinire a promisiunii Dumnezeu este pocăința. Și spune, mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Daniel spune, dacă nu se roagă nimeni, mă rog eu. Întâlnesc din când în când frați, surori, oameni scumpe ai rugăciunii, oameni evlavioși, oameni cu inima legată de Domnul care vin să spun, frate Paul, m-am descurajat, sunt gata să renunț și eu. Văd că alții nu mai vin la rugăciune, altora nu le pasă. Frate Paul, m-am descurajat. Unul dintre exemplele pe care le dau este exemplul lui Daniel. Spun, când Daniel s-a rugat în capitolul 9, n-a mai venit nimeni la rugăciune. S-a rugat singur. Când Neemia se roagă, nu mai vine nimeni lângă el să se roage, se roagă singur. Dar rugăciunea unui om care se roagă pe baza Scripturii, în planul lui Dumnezeu, Dumnezeul suveran, rugăciunea aceea deschide cerul, amin. Daniel se roagă singur și rugăciunea unui singur om ajunge la tronul de îndurare al lui Dumnezeu și pune cerul în mișcare. De aceea, frate, soră, mai în vârstă sau mai tânăr, nu te descuraja dacă ai rămas singur, ci dimpotrivă încurajează-te că Dumnezeu te ascultă și dacă e singur și Dumnezeu face lucrări pe măsura numelui și a puterii sale. Nu vă descurajați, nu abandonați. Daniel se roagă și când vine în vremea lui Dariu, în uneltirile celorlalți care sunt geloși și vor să fie instrumentele celui rău să-l scoată pe Daniel din planul lui Dumnezeu și vin cu acea uneltire să dea o poruncă în care timp de 30 de zile nimeni să nu se roage altcuiva decât împăratului. Daniel se duce în camera lui, deschide ferestrele spre Ierusalim și se roagă. De câte ori? De 3 ori pe zi, cum făcea și mai înainte. Daniel nu este descurajat că e singur, nu este descurajat că e luptă pentru rugăciune, că sunt amenințări. Daniel se roagă bazat pe promisiunile lui Dumnezeu, pe suveranitatea lui Dumnezeu, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea aceasta ancorată în cuvânt și centrată în Dumnezeu este rugăciunea care ajunge la tronul de îndurare al Dumnezeu și Daniel își continuă rugăciunea. Numai că rugăciunea aceasta este rugăciune în termenii Scripturii. Este rugăciune în termenii legământului. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi ce am făcut? Urmează o rugăciune a pocăinței. Urmează o rugăciune a pocăinței în care Daniel folosește atâtea cuvinte pentru neascultarea poporului, încât să nu rămână niciun aspect a neascultării și a păcatelor lor nemenționat. Pocăința adevărată este să-i spunem lui Dumnezeu, în termenii lui Dumnezeu, ceea ce am făcut. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale, n-am ascultat pe robii Tăi proroci, care au vorbit în numele Tău, împăraților noștri și căpetenilor noastre. Doamne, Tu ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă tuturor oamenilor și locuitorilor Ierusalimului. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da, nouă, pentru că noi am păcătuit. Este o rugăciune a pocăinței. Este o rugăciune a mărturisirii păcatelor. Este o rugăciune în care Daniel se identifică cu păcatele poporului. Acum în Biblie citim că și profetul menționează din partea lui Dumnezeu că în vremea în care Dumnezeu este gata să aducă judecata peste Ierusalim, Dumnezeu spune, dacă ar fi în cetatea aceasta 3 oameni, care sunt cei 3? Moise, Ilie și Daniel.
Trei oameni pe care Dumnezeu îi menționează și spune, oamenii aceștia, care au mijlocit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, fiecare în vremea lui și în bătăliile vremii respective. Dacă ar fi oamenii aceștia să mijlocească pentru Ierusalim, în starea în care a ajuns Ierusalimul, nu-l mai pot ierta. Și acum acest om neprihănit al lui Dumnezeu, la care Biblia îi spune, om scump și prea iubit, om care are mare preț înaintea lui Dumnezeu, vine înaintea lui Dumnezeu și mărturisește în rugăciune pocăința de păcatele și spune, mărturiseam păcatele mele și ale poporului meu. Doamne, noi am păcătuit, noi am fost răi, noi ne-am răzvrătit, Doamne, noi am făcut. Doamne, toate nenorocirile care au venit sunt din pricina noastră. Tu ești drept, Doamne. Când vin necazuri datorită păcatului, Daniel nu spune, Dumnezeu putea să fie mai îngăduitor. Daniel spune, Doamne, Tu ești drept. Legământul Tău este da și amin. Noi am fost răzvrătiți, răi, am călcat poruncile. Noi, împărații noștri, conducătorii noștri, părinții noștri, tot poporul lui Israel, tot poporul acesta a păcătuit și Daniel se include între ei și este o rugăciune a mărturisirii păcatelor. Frați și surori, cea mai repede ascultată rugăciune este rugăciunea pocăinței. Cea mai rapid ascultată rugăciune este rugăciunea pocăinței. Spune Daniel, pe când mă rugam, încă n-am terminat rugăciunea, am și primit răspunsul. Când Domnul Iisus a fost răstignit pe cruce, în stânga și în dreapta erau alți doi condamnați, doi tâlhari. În ultima clipă, unul dintre ei se roagă și spune, Doamne, adu-ți aminte de mine atunci când vei veni în împărăția Ta. Știți ce spune Domnul? Răspunsul este imediat și pe loc. Adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Este cea mai repede ascultată rugăciune, rugăciunea pocăinței. Dar este și cea mai grea rugăciune de rostit. Așa e că ne este greu să ne pocăim. Așa e că e grea ispita aceasta să te scuzi, să găsești tot felul de subterfugii, dar numai să nu te pocăiești. Și fugim de binecuvântarea ascultării rugăciunii pocăinței. Spune Domnul Iisus că la templu s-au dus doi oameni să se roage, și unul era acolo în față și era plin de importanță și a spus, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu nu fur, nu prea curvesc, nu fac cu tare lucruri, eu nu sunt băgat în toate afacerile și în toate compromisurile. Doamne, eu sunt și foarte religios și corect, eu dau zeciuială din toate lucrurile mele și undeva în spate, ne spune Domnul Iisus, era un vameș care nu îndrăznea să ridice nici măcar ochii. Stătea frânt înaintea lui Dumnezeu și a putut să spună doar atât? Știți cât a fost de lungă rugăciunea lui? Ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul spune, omul acesta s-a dus acasă, iertat. Omul acesta s-a dus de la rugăciune cu rugăciunea ascultată. Celălalt s-a dus de la rugăciune cu rugăciunea care a mers până la tavan. Este cea mai ascultată și cea mai rapid ascultată rugăciune, rugăciunea pocăinței. Și noi spunem, Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Rugăciunea aceasta biblică, teocentrică, rugăciunea pocăinței, se încheie la Daniel cu mijlocirea. După ce mărturisește păcatul, după ce își recunoaște vinovăția poporului și a lui, după ce recunoaște că Dumnezeu este drept în pedeapsa lui, că Dumnezeu este totuși plin de îndurare, vine înaintea lui Dumnezeu și spune, dar Doamne, după îndurarea Ta cea mare, abate-ți urgia Ta, ascultă acum, Doamne, Dumnezeul nostru, rugăciunea pe care Te-o face robul Tău pentru dragostea Domnului și fă să strălucească fața Ta peste sfântul Tău locaș. Leacă urechea Dumnezeului, ascultă, deschide ochii și privește. Uită-te la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău,
căci nu pentru neprihănirea noastră ți-aducem noi cerurile noastre, ci pentru durarea ta cea mare. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia minte, Doamne, lucrează, Doamne, nu zăbovi din dragoste pentru tine, căci numele tău este chemat peste cetatea aceasta și peste poporul tău. Daniel se uită la Dumnezeu și spune, Doamne, uită-te la starea noastră. Uită-te la nenorocirile noastre. Uită-te la rușinea în care suntem. Da, Doamne, se cade să ni se umple fața de rușine. Da, Doamne, după îndurarea Ta și pentru dragostea Ta, pentru numele Tău și pentru meritul Tău, pentru slava Ta, Doamne, întoarce-ți mânia de la noi și dă-ne îndurarea Ta. Adu vremea izbăvirii pentru popor. Pleacă-ți urechea, Doamne, deschide-ți ochii și privește. Și Daniel pledează înaintea lui Dumnezeu, nu pentru meritele poporului, ci pentru numele Domnului și îndurarea Lui. Și Dumnezeu îi trimite răspunsul. E o vreme în care se clatină temeliile lumii. E o vreme în care întunericul cuprinde mintea conducătorilor popoarelor, cuprinde mintea celor care sunt în funcții de conducere, e o vreme în care întunericul se zbate să pătrundă în mintea pruncilor și a familiilor. E o vreme în care se luptă cel rău să întoarcă oamenii departe de fața lui Dumnezeu. E o vreme a rătăcirii. E o vreme a cernerii. E o vreme a necazurilor. Oare ne vom trezi în biserica Emanuel să spunem, Doamne, deschideți ochii și privește. Privește la pocăința noastră, la frângerea noastră, la recunoașterea nepăsării noastre sau a lumificării noastre. Doamne, îndură-te și întoarce-ne la Tine. Ascultă rugăciunea, Doamne, pentru copiii aceștia. Păstrează-le mintea și viitorul. Veghează, Doamne, ca să fie școli în care să învețe numele Tău și să învețe căile Tale. Veghează, Doamne, ca țara aceasta să nu se cufunde în nenorocire și idolatrie. Veghează, Doamne, și păzește-ne de război. Veghează, Doamne, și păzește-ne de cutremure. Veghează, Doamne, și păzește-ne să nu mergem în iad. Ci L-ai trimis pe Fiul Tău în lumea noastră. Doamne, lucrează pentru întoarcere la Tine. E rugăciunea care deschide cerul și aduce răspuns. Ai vrea să aducă Dumnezeu răspuns? Vă invit să avem un moment de rugăciune tăcută. Treci dincolo de zgrăbunța ta. Uită-te la lucrurile mari care se întâmplă în vremea noastră, la marile bătălii, uită-te la marile provocări și la chemarea pe care ne-o face Dumnezeu să venim înaintea Lui, cu rugăciuni biblice, teocentrice, cu rugăciuni ale pocăinței, în care îi mărturisim lui Dumnezeu falimentele, păcatele noastre și cerem iertare, dar mijlocim înaintea lui Dumnezeu ca să păzească biserica, să păzească familia, să păzească pruncii, să păzească țara, să se îndure de lumea aceasta și să ne mai cerceteze odată cu îndurarea Lui și cu mântuirea Lui. Câteva momente de rugăciune tăcută și apoi vom cânta împreună cu copiii. Și să chem toată biserica, să cântăm împreună cu copiii, dar petrecem câteva momente de rugăciune tăcută. Doamne, când ne uităm la oameni ca Daniel, ca Neemia, ca Ezra, ca Moise, când ne uităm la oameni ca și pescarii din Galileea, din care ai făcut ucenicii Tăi, când ne uităm la măreția și la dragostea Ta, când ne uităm la suveranitatea Ta și la îndurările Tale, Doamne, ni se umple inima de bucurie că avem un asemenea Dumnezeu. Mulțumim că L-ai trimis pe Fiul Tău în lumea noastră, ca dovada dragostei Tale, ca să ne ia din păcat, să moară pentru păcatele noastre și să ne aducă mântuire. Doamne, primește închinarea noastră. Primește, Doamne, închinarea noastră și primește, Doamne, mulțumirile noastre că ne-ai lăsat cuvântul Tău. Mulțumim că știm planul Tău. Mulțumim că îți cunoaștem gândurile. Mulțumim că ni le-ai descoperit. Și mulțumim că ne chemi să venim înaintea Ta și să ne rugăm în baza lor. Doamne, ne-ai promis că ne vei mântui copiii până la al miilea neam. Împlinește-ți rugăciunea, Doamne. Mântuiește copiii noștri. Ai promis, Doamne, că vei fi înălțat și vei atrage oameni la Tine. Atrage, Te rugăm, pe cei nemântuiți din casele noastre. Atrage vecinii și colegii noștri. Atrage oameni din Oradea și din România. Vino, Doamne, și atrage omenirea într-o nouă trezire spirituală.
Ne uităm la necazurile și provocările vremii și spunem, Doamne, Dumnezeul oștirilor, te rugăm, condu-i istoria după voia Ta. Oprește războaiele, Doamne, și păzește-ne de nenorociri. Dar ne pocăim înaintea Ta, Doamne, și te rugăm, iartă-ne de idolatria noastră, iartă-ne de nepăsarea noastră, iartă-ne, Doamne, de lâncezeala noastră. Îndură-te de noi, Doamne, și înviorează-ne. În numele Domnului Iisus Hristos, șterge păcatele noastre. Dar, Doamne, ajută-ne să rămânem credincioși pe cale. Ți-am promis că vom fi credincioși până la moarte. Iartă-ne, Doamne, că ne-am călcat legământul de atâtea ori și în atâtea feluri. Am păcătuit în atâtea moduri. Și, Doamne, astăzi, cu pocăință venim înaintea Ta și te rugăm, iartă-ne. Ne vom duce acasă peste câteva minute și cei mai mulți vor fugi cu foame și cu sete la televizor sau la internet. Vor uita de Scriptură și vor uita de rugăciune și de mijlocire. Ne vom uita la toate celelalte și ne vom uita mâine la lucrurile lumii acesteia și vom uita de Tine. Doamne, însoțește-ne acasă. Binecuvintează-ne casele. Fă-le, Doamne, case evlavioase și sfinte. Fă să fie acolo lumina feței Tale. Vino cu noi la locul de muncă, Doamne, sau la școală și fă să fie lumina feței Tale acolo. Ajută-ne să fim sare și lumină. Și, Doamne, în mod special în seara aceasta, pentru că au slujit copiii, Te rugăm, mântuiește-i, Doamne. Te rugăm, veghează asupra minților și asupra trupurilor. Păzește-i de cel rău. Fă să crească în cunoaștere și fă să crească în înțelepciune. Dar mai ales, Doamne, Te rugăm, fă să cunoască ziua mântuirii Tale. Binecuvintează-le părinții și bunicii, casele, și însoțește-i, Doamne, cu harul Tău în fiecare zi, până când vom ajunge la destinație. Aducem rugăciunea numele Domnului și prin Duhul Tău ce Sfânt te rugăm, adu și împlinirea rugăciunii noastre. Amin.